Mii de liceeni pot deveni studenți înainte de a susține bacalaureatul, exact ca în străinătate. Aceștia își depun dosarele la facultățile unde își doresc să studieze. Ca să fie declarați admiși, au nevoie doar de recomandări din partea profesorilor și de un portofoliu cu activități extrașcolare. 13 facultăți din cadrul Universității Politehnică organizează admitere anticipată, iar concurența este acerbă. Luca este elev în clasa a 12-a la un liceu din capitală, unde s-a implicat în zeci de proiecte și activități care îi sunt acum de folos la admiterea la facultate. Vreau să dau la Ingineria Mediului, am făcut un proiect și am locul deja aproape asigurat. Tot datorită unui proiect și a recomandărilor primite de la profesorii din liceu, Leonard a fost admis anul trecut la Universitatea Politehnică, înainte de a susține bacalaureatul. Eu în timpul liceului am fost membru într-o echipă de robotică și am ajuns la etapa națională unde am luat și eu diplomă. A fost de ajuns pentru a fi admis la facultatea de robotică. Și Nicoleta, studentă în anul întâi la facultatea de energetică, povestește că admiterea anticipată a ajutat-o enorm. Eu am avut recomandări la matematică și la informatică și activitățile de voluntariat pe care le-am făcut în timpul liceului, în toți cei 4 ani m-au ajutat, mi-au dedicat puțin media. Candidații preadmiși la facultate au obligația să aducă ulterior diploma de bacalaureat pentru a fi declarați admiși. Anul trecut am avut la calculatoare, spre exemplu, o concurență de 11 pe loc. Anticipăm și anul acesta aceeași concurență, dar și domeniile de robotică sau inginerie medicală sau de logistică și așa mai, transporturi, sunt domenii care au concurență constantă. La 13 facultăți din cadrul Universității Politehnică a București se intră doar pe bază de dosar, iar la alte două se susține și un examen care are loc înainte de BAC. Vor fi două probe, o probă de matematică și o probă de fizică sau informatică la alegere. Deși mulți ar crede că studenții admiși fără examen nu vor avea șanse de reușită, profesorii spun că tocmai aceștia știu ce vor, sunt pasionați și au rezultate remarcabile.